Indemnizația de însoțitor se majorează. Reprezentanții Ministerului Muncii au anunțat o creștere semnificativă a indemnizației de însoțitor pentru pensionari încadrați în gradul 1 de invaliditate, începând cu 1 septembrie 2024. Potrivit acestora, indemnizația va fi majorată cu 224 de lei, ajungând de la 1626 de lei la 1850 de lei. Noua valoare a indemnizației va fi calculată conform legii numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii, care introduce un nou mod de calcul al acestei sume. Astfel, indemnizația va reprezenta 50% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, în loc de 80% din punctul de pensie, cum era calculată anterior. Executivul a stabilit prin hotărâre de guvern numărul 598/2024 că, începând cu 1 iulie 2024, salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 3.700 de lei, ceea ce a dus la această majorare a indemnizației. Ministerul Muncii a precizat că, în prezent, în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice se află aproximativ 45.000 de pensionari încadrați în gradul 1 de invaliditate, care vor beneficia de această creștere a indemnizației.